Un record absolut s-a înregistrat aseară la o licitație organizată la Londra de celebra casă Christie's. Un tablou semnat de pictorul român Adrian Ghenie s-a vândut la fabuloasa sumă de 9 milioane de dolari. Lucrarea, intitulată Nickelodeon, a intrat la licitație cu prețul de pornire de 1,5 milioane de lire sterline. Pictura a fost realizată de Adrian Ghenie în 2008, iar suma cu care a fost vândută reprezintă un record absolut pentru un pictor român în viață. O altă vânzare spectaculoasă a unei opere semnate de artistul român a fost înregistrată în 2014. Când, într-o altă licitație, lucrarea Floarea Soarelui în 1937 a fost adjudecată pentru 4 milioane de euro. Născut în 1977 în Baia Mare, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte și Design din Cluj. În 2013 a ales să se stabilească în Germania, la Berlin.